Forfotă în piețe după legumele pe care oamenii vor să le pună la murat pentru sezonul rece. La mare căutare sunt în această perioadă gogonelele și varza, dar și vinetele și gogoșarii pentru zacuscă. Iar după un an secetos și prețurile sunt pe măsură. Însă unii comercianți sunt dispuși să mai lase din preț în cazul în care clienții cumpără cantități mai mari. Acceptabil, nu chiar atât de bine, dar acceptabil. Bine, te ardei ceapă, de ce are nevoie? Gospodina. Pentru pusa murat? Da. Acceptabile, uitați acolo. Nu chiar atâta cât exagerează lumea. 3 lei vânăta, 5 lei murătura, 3 lei ceapa. Cred că e acceptabil. Mai negociem? Depinde cum, cât ia. Lumea începe să se aprovizioneze. Cred că s-au speriat un pic. În special oamenii pensionari, tineretul la 30-40 de ani, nu găsim în piață, să știți. Au început și gogonele, și roșii, și din asta. Au început, da. Dar probabil speriați un pic. Așa-i văd eu. Prețurile vă au luat un pic în sus. S-a mai pus câte un leu, așa, la gen la roșii, la gogonică, la dumneavoastră s-a mai pus câte un leu. De exemplu, roșia asta la mine, la Matca, de unde provin eu, e 6,50 lei angrou. Deci de acolo așa pleacă. Asta tot aceeași poveste. Castravetele undeva în jur la 4,55 lei. Deci vă dați seama că dacă pleacă de acolo... Prețurile mari îi forțează însă pe unii băcăuani să cumpere cantități mai mici decât în alți ani. Chiar și așa, gospodinele spun că vor ca în cămara lor să aibă de toate pentru iarnă. De toate câte un pic. De toate câte un pic. Și murături, și castraveți separat, și compoturi am făcut, dulceață, nu? Ce trebuie? Dacă avem iarna acolo, de ce ne lega? Mai e postul și miercurea vine, că mai... Că mai dăm și la copii, în fiecare toamnă pun. Față de anul trecut, de acum 2 ani, chiar sunt foarte mari prețurile. Au sărit mult. Da, da, na, luăm și noi mai puțin și trebuie să punem. Ca să avem pe ce punem mâna. Frumoșică piața față de cum a fost vremea. Ce să mai spunem? Acum fac un pic de zacuscă, gogoșar și... cu vinete și după aceea castraveți, gogoneli, pepeni, așa ce se poate, ce mai pot. În fiecare toamnă mai de aici? Da, da. Dacă nu ai ceva acolo, rezervă, ninge, plouă, e furtună, ești bolnav, ai ceva la care să apelezi. Sunt scumpi pentru noi, da? Ce să facem? Și ei muncesc, vai de capul lor. Vine o ploaie și... termină tot ce au pus. Da, și gogoșarul oțe, da, am pus, cum să nu, am trimis la băiat, am trimis. Ca să aveți gogoșari, zacuscă de vinete, de tocane de legume, zacuscă de ghebi, dacă o să apară ghebile, așa cum sunt, trebuie să cumpărăm. De fiecare sortiment, pun de toate și trimis la băiat. Cei care vor să pună murături pentru iarnă trebuie să știe că pentru un kilogram de gogonele trebuie să dea cel puțin 5 lei. Gogoșarii costă 7-8 lei pe kilogram, ardeii capia 9 lei, iar vinetele 3 lei kilogramul.